Ți-a mai zis cineva? Sau sunt prima? Nu, cred că nu. Păi așa reacționează. Zic, cred că mie, dacă îmi place de un bărbat stai liniștită, că am capacitatea și curajul, eu cred să mă duc să-i arăt chestia asta. Crede-mă ce spun. Da, tu, asta nu înseamnă că sar pe el, dar îi dau niște semnale ca să înțeleagă. Și dacă e bărbat, mă înțelege. Dacă nu, n-are cum. Să zic că e plăcut, dar... Mai mult dată nu mai am ce să mai zic, pe bune. Tu, dar știi când eu trebuia, dați bară rău că pleacă eu la... Da, m-am bătut de pământ. Urlam ca o văduvă aici. Așa să te gândești că cu lacrimi am râs. Ca o văduvă am urlat în gală. Nu m-ați auzit niciunul. Îți pare rău că ce disperată eram în gală. Și au zis după aia. Și după aia au zis în gală, dar multe, îmi pare rău ca pe. Și mie mi-a părut rău ca pe. Da, corect, am înțeles. Știi ce mă provoacă lumea? Să aduc mesajul să le arăt pe cuvântul meu, dacă nu. Te rog, spargușa. Mama, dacă nu spargușa. Spargușa. E nervos, e nervos. Să zic că spargușa, spargușa, că o sparg. Iau toate emisiile, iau... Ce vrei să faci? Un stres? Trebuie să mă duc să... A scris acolo pe grupă. O să scoatem stresul? Da. La ce bați, mă amintesc. E nervos. Oameni! Dacă mă stresați, mă mir și... Mersi frumos. Nu știu ce vorbi de aseară. Te rog, eu vreau. Dar cred că să nu mai intre în jocul, să nu mai... Prost. Vreau să fie să nu mai facă joc. Grăbește-te din două motive. Dar cu mine continuă așa, care știe ce comportament am și știe ce chestii am vorbit cu ea. Cu mine o dă prost rău de tot. Și dacă vrea să o dăm prost, o dau prost rău de tot în emisiunea asta. Dar cu toată lumea, doar cu ea. Da, eu vezi că nu știu ce ați vorbit. Ori mă respecti, ori nu mă respecti. Asta e din chestie și din partea la băieți și din partea la fete. Și din partea ei. Uite ce am zis eu. O zis, ce, Bogdan și Jador îmi zic că de ce să-i fac. Și am zis, fără intervenția voastră, ea nu era să facă nimic. Doi. Asta am văzut mai multe. Ciuchi, Lina. Ligi, o jignire. Cine e? Ciuchi, Ciuchi. Bă, chiar îmi cheamă falții Ligi de aici? Ciuchi, Ciuchi. Spune că e vorba despre mine. Așa. Bă, dar nu-i mai zi așa, Ciuchi. Ciuchi. Bianca. Ciuchi, ești tu, Bianca. Și te rog să te abții. Cât e de rău tot ce nu mai provoca oamenii. Vrei să ne gata, certăm? Gata, Andreea, că Andreea, cu tine nu mă mai cert. Îmi pare da, potolește-te, fată. Dar ce ai zis, Baxter, din relația mea? Păi zici că e falsă. Adevărat. Băi, băi Robert, băi Livian, nu vă mai luați după ăștia doi, băi frate, caută ăștia, caută scandal. Hai, eu nu mai iau după ăștia doi, că am auzit după Bianca. Ai cuplu fake. Narcis, bă, dar nu mai mințiți, mă, atâta. Ai văzut, Robert, cum se joacă iubita ta? Bă, dar nu mai fi Jador, cum mai enervezi. Robert, a ieșit afară că e nervos. Baxter, ce ai zis? Hai, s-a dus la o... Ai, a crezut că... Pedeapsă. Zi, Baxter. Deci aș fi spus chestia asta, o zi care unele în doi. Ia mâna, Bogdan, ia mâna după mine. Deci, bă, Bogdan, Jador, vezi că s-a enervat Robert și a ieșit afară. Dar ce să-i fac, frate, dacă n-are iubita cu minte? Trebuie să eu... Bă, dar du-te, 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 cercează cu astea, că faci nervi. Dar ești... Nu, bă, acum, fără nicio glumă, vezi... Dar nu-i capabil, frate, să te leagă că-i... Chiar e... Hai, du-te... Cine-i, mă, Livian? Ia auzi, mă, Livian, ce-a zis? Nu, mă, serios, că am zis că am vorbit nu știu ce aseară și chiar a ieșit afară, e foarte nervos. Iubire, a spus el că are îndoieli? Ce da. Te pus, mă, lângă mine? Baxter! Mă, nu știu dacă e vorba despre... Cine are îndoieli? Că n-am Baxter, are îndoieli. Asta am auzit și eu. Păi, mă, ea m-a întrebat dacă îmi place de ea. Eu i-am răspuns... Mari, termină! Că am două păreri despre ea, una rea și una bună. Plus de asta i-am spus că are relații. Da. A. Deci, de la ce au venit cu amândoi el? Nu da. Păi despre ce cred despre ea. A. M-a întrebat ce cred despre ea. Nu despre noi doi, Andrei? Zici că e filozof. Dacă Bianca nu se oprește cu... Filozof? Da, pe tine ce te interesează cu ei place de tine? Da, da, bravo, bine, Livian. Corect, l-a întrebat Bibi pe el că despre noi doi ai îndoi el. Și-o zis el gen... A, nu, a crezut că... Nu prea asta, ce nu știu ce vrea. Da, ea întreabă de ce vrea să mă ia la date. Ce vrea? Ea întreabă de ce nu mă vrea la date. Adică o vrei tu la date și ea nu te vrea? Întreabă pe ea de ce mă vrea la date. De ce vrei la date? Da, știu că am glumit cu tine. Glumă, glumă, dar vezi că... În glumă spune de lei. Zic eu, nu. Exact. Am glumit, pui. Testează terenul, Baxter, nu, nu-i niciun adevăr în glumă. Pui, nu mai spune tu secretele noastre. Prin glumă spune adevărul. Te obec. Și eu te obec, dar nu știu dacă o mai obece Robert Pomari.
I-am zis lui Baxter că dacă mă despart de tine se combină cu mine. Nu-i dau nici. A, de aici a pornit faza aia cu păreri și cu relații și cu chestii. Adică, dă-te-l cu lumânarea. Tu îți poți imagina așa ceva? Îți dezamăgit profund. Nu, e bine, nu. Ți-am făcut un cadou aici în casă, mă duc să-l stic. Ce-ai zis, Iubire? Ți-am făcut un cadou. Am pregătit un cadou și stric. De ce Rafa, săraca, a plecat în modul ăla în casă? Nu te înțeleg bine, Iubire. Ce-ai spus? Bă! Ți-am pregătit un cadou în casă, dar o să-l stric. Pleacă-mi aici. Da, ți-ai deschis, Jador? Jador, păi, e aici? Ce ai? Vorbim. Păi țin ce ai? N-am nimic. Păi n-am nici ce să ai. N-am ce să am, nu? Păi n-ai ce să ai, zic eu. Dacă zic eu că n-ai ce să ai, n-ai ce să ai. De ce permiți glumele la lume? Ce glume? Ți-am mai explicat toate și o să le explic și lor dacă le înțelege bine, dacă nu. O să înțeleagă altfel, că eu așa sunt. O să înțeleagă altfel. Nu mă calmez, lasă-mă pace că mă calmez eu. Uite, de casa ta. Te calmezi, te rog? Du-te în casa de tăfus. Te rog să te calmezi. Te rog frumos, hai să vedem tu bine acolo. Nu, n-a fost nicio glumă, păi explică ca să știu. Am vorbit ceva. Păi da, am vorbit și ce ți se pare că nu fac eu? Să nu mai permiți glume, că tu le permiți. Dacă tu permiți, e continuu. Dacă tu nu mai permiți și te duci la ei și faci scandal și faci de boală copiilor, îți zic eu că ei o să fie altfel cu tine. Am dacă făcut, înțelegi. Dar nu înțeleg. O să-i fac eu să înțeleagă acum. Îi fac să înțeleagă. Dacă vrea pe stil perentat, îți fac și eu pe stil cum sunt eu. Fac și eu așa. Calmează-te, te rog. Dacă sunt prea bun, asta nu înseamnă că sunt papițe în emisiunea asta. Asta nu înseamnă. Păi bine, calmează-te. Mă, calmează-te, nu știu. Calmează-te, te rog frumos. Că nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu am vorbit, dar tot. Lasă-mă, te rog. Deci te rog frumos, calmează-te, ce ai direcția nu vezi, apoi nu pleci. Mă calmez-o. Hai, vină, vreau nu pleci, nu te calmezi. Mă calmez, stai niște că sunt calm. Nu ești calm. Că trebuie să vorbesc ceva. Păi, ce să vorbesc? Te rog eu frumos, gata. Nu te duci acum, că te cerci. Mă duc acum, nu mă cer cu nimeni, că n-are cum să cer nimeni cu mine. Gata, încetează, te rog frumos. Baxter, dar dintre Mare și Bianca, cu cine te vedea mai mult într-o relație? Nu știu aici. Dar doar dintre ele două, gen. Nu pot să zic. Îți place de aproximativ, mine, frate, nu trebuie să, asta nu înseamnă că o să fii cu vreo una. Am spus că trebuie să cunosc persoana prima dată. Păi da, mă, dar eu zic de aspectul fizic. Cu cine te-ai apărut? Ea își exprimă calitățile acum. Ea își exprimă calitățile ca să poată să-l convingă pe el. Vezi, fii atent. Cât e și persuasivă fata. Ia-uzi, eu sunt mai pervers așa. Baxter, eu sunt mai pervers, poate mă place. Ai văzut cum mi-a făcut cu ochiul? Spune calitățile. Ai văzut cum mi-a făcut cu ochiul? Ca să poată să placă, băiatul ăsta. Liviana, ai văzut, nu? Liviana, ai grijă. Ca să o zic acum, aici, ca să nu ți-o zic afară, mai ușor cu expresiile. N-ai glumit. Mai ușor cu expresiile. Sau chiar dacă ai glumit. Nu-mi place de el, serios. Dar nu mă interesează de ce îți place. Mai ușor cu expresiile astea. Ai curea, Livian? Dar nu-mi trec curea. Dau bine cu capul, nu mă sor în braț puterea. Hai, mai ușor. Fără prostii de astea. Păi nu fără prostii, să nu te mai ocupi așa ceva. Dar vorbești de bătaie? Ce bătaie? Am zis că dau bine cu capul. Dau bine cu capul. Bă, noi glumim, bă! Dar nu ce ați zis voi, ce-o zis ea. Păi și ea am glumit, i-au glumit. Bă, ce ai? Nu, mă, și eu m-aș enerva pe mine. Nu o lua serios. Dar noi chiar facem cătărică. Noi glumim, numai Baxter nu glumește. Ei, ai, pui. Auzi, păi nu mă interesează ce o zice, că eu râd, eu știu că au Caterinca și ăsta ce, că la mine nu-i deplasată ce fac ei. Dar am zis la tine, mai ușor cu perversos, nu știu ce. Jador!
mi-am rupt piciorul, voi sunteți drept. Ce? Asta e... acolo, da, da, asta trece pe Jador și măcar. Gata, încetați. Piuneți buraca, Bianca, Bianca la fel azi, a apărut aici. Încetați, frate, cu glumele. Ia și așa zăsă și mai comentar. Doamne, că Robert, mai cum chili, mai nervez. Robert, ești bine? Da, sunt bine. Iată, tac. Ha? Bine. A, mi-ai ferește. Băi, rup canapeaua, mă. Pedeapsă o rup canapeaua, mă. Baxter, ajută-o. O rup canapeaua, mă. Și-o băga și-o vărsa nervii. Nu! Hai, bani! Dacă nu treau Roberte și dacă nu fac cu ea plastilină pe aici, fii atent aici. Nu vă mai băgați cu mine. Vreți să încercem în așa? Sunteți și să glumiți. Ai noroc din cauza lui Robert, că altfel făceam praf. Dacă era noroc din cauza lui Robert, nu vă mai permitea să glumiți. Da, glumiți. Să glumim? Nu mai glumi tu cu alții, nu noi. Cine a glumit, mă, tu ești ret***, ești capabil, înțelegi? Ți-l dorești pe Baxter. Bă, mă, enervez, tu ești cap! Îl dorești pe Bax, te recunoaști? Ești eu! Recunoaște! Deci îi bat, mă jur că îi bat! Îi bat! Hai să dai 1400 de turchii lira pe canapea. Că nu dai, deci te bat, mă jur, încetează! Dar de ce nu recunoști că-ți place? Încetează, să câine! Nu! Câine la... A, da? Vă mai băgați cu mine. Băieți, vă imaginați cum faceți cu mine mari... și nu mai faceți gesturi. Ceea ce să curăță Dumnezeu. Nu, așa nu vreau, dar mă rog. Deci nu cred. Da. Deci acum vă spun de ce... Robert, nu uite cât de... E așa... Ce pot să mai le spun eu lor? Vă spun, acum îmi spune de ce... Hai, mă rog, ia! Aici faceți mizerie! Doamne! Ești enervat! Cum mă enervez! Doamne! Asta parcă e Jador și Pupanul 3. Vino cu aia! Lasă-mă pace! Eu te spun să te duci pe ring! Familia voastră bine! Gata, vino cu aia! Lasă-mă! Lasă-mă! Nu mai lasă-mă! Gata, vino cu aia! Lasă-mă că m-am enervat, lasă-mă! Gata, gata, gata! Lasă-mă că nu mai pot! Gata, gata, gata! Dă-te că nu mai pot, lasă-mă! Gata, lasă-mă, rog! Gata, asta să înțelegi acum încolo, nu mai glumi, că nu mai se fac! Gata! Vino cu aia! Nu mai lasă-mă în pace! Stai liniștită, gata! Că sunt tu cu mine în cauza mea, nu știu! Gata, gata, hai! Tu te fac glumi, nu? Tu te fac glumi, nu? Să vorbesc eu cu ea acolo, mă duc acolo, vorbesc cu ea. Deci nu mai intru, deci nu mai intru în sens. Asta că ai început. E bine dacă ai început, ți-ai permis de la început chestiile astea. Ce vrei, noi așa ne-am permis de la început, de la început. Vina ta. Noi le-am zis, atunci când eu o să-mi fac o relație și Bogdan ne-a zis. Mare, când tu o să-ți faci o relație, eu o să încetez cu glumile astea proaste. Am văzut, o să vorbesc după eu. Cum se stoarne sucul în cap? Și plapte. M-am aruncat cu suc pe ei. Și tu de ce arunci cu suc? Pentru că m-am enervat de asta. Și așa se face. După zici, de ce dai în tine cu... Dar n-am zis de ce. Că astea sunt glumele noastre proaste, nu m-am supărat de asta. M-am supărat că ei nu sunt capabili să înțeleagă... Că nu mai vreau să mai glumim. M-am enervat.